Salut, sunt Marius Constantinescu și am să-ți fac o mărturisire. Niciodată nu m-am dat în vânt după școală. E adevărat însă că au fost obiecte și au fost materii care mi-au plăcut în mod deosebit și dacă mă gândesc la școală și aleg să am amintiri din acea perioadă, mă duc în primul rând în această zonă. E o perioadă ciudată cea pe care o traversăm, o perioadă în care știu foarte bine, nu mergeți la școală. Cât va ține probabil încă niște săptămâni bune de aici înainte. Este foarte important să știți că în această perioadă televiziunea română, televiziunea publică, vă pune la dispoziție un proiect unic numit Teleșcoală. Așadar, chiar dacă nu mergeți la școală, vine școala la voi prin intermediul emisiunilor televiziunii publice, prin intermediul profesorilor care sunt acolo special pentru a suplini perioada în care nu puteți merge și nu puteți învăța instituționalizat și sunt colegii mei care se asigură să aveți emisiuni proaspete și emisiuni cu informații utile în tot acest interval de timp. Spun utile pentru că vă pregătesc colegii mei și profesorilor invitați, inclusiv pentru foarte importantele examene ale capacității și ale bacalaureatului. Aveți toate materiile și toate informațiile care contează. Sigur că aveți și avantajul de a învăța de acasă, nu trebuie să vă mai treziți la o anumită oră, nu trebuie să vă mai deplasați până la școală. Dacă lucrurile acestea vi se păreau o corvoadă, credeți-mă că în scurt timp o să vi se pară chiar un lucru de dorit la care o să vă gândiți cu nostalgie. Până una alta, stați alături de programele televiziunii publice, stați alături de acest proiect unic numit Teleșcoală și cel mai important lucru, stați acasă și stați în siguranță, suntem în stare, depășim urgența, acestea sunt hashtag-urile sub care derulăm toată această campanie și toate programele televiziunii române în această perioadă și stați cu credința că vom depăși și aceste timpuri urâte, timpuri ciudate și că vor veni vremuri mai bune. Bună dimineața, prieteni! Învățând matematica, înveți să gândești, zicea Grigore Moisil, care, în afara profesiei sale de matematician, avea o mare pasiune, matematica. Vă invit să învățăm și noi să gândim și să ne pregătim pentru evaluarea națională, cu un model de test la matematică. Succes! Bună ziua! Mă numesc Bărboiu Cătălina, sunt profesor de matematică. În cele ce urmează, voi prezenta o rezolvare pentru testul de antrenament numărul 14 pentru evaluarea națională. Să începem cu subiectul 1. Primul exercițiu îl citim cu mare atenție. Rezultatul calculului, 4 plus 7, totul înmulțit cu 6, minus 2 ori 3, este egal cu... La acest exercițiu ținem cont de ordinea efectuării operațiilor și obținem 11 ori 6 minus 6 egal 66 minus 6 și rezultatul este 60. Exercițiul al doilea. Citim enunțul iarăși cu mare atenție. 10 caiete de același fel costă în total 30 de lei. Atunci, 7 dintre aceste caiete costă în total câți lei? Pentru rezolvare putem să aplicăm metoda reducerii la unitate. Știind cât costă 10 caiete, un caiet va costa de 10 ori mai puțin. Așadar, un caiet costă 3 lei. Atunci, 7 caiete vor costa 7 ori 3, adică 21 de lei. Exercițiul numărul 3. Scrisă sub formă de interval, mulțimea m egal mulțimea elementelor x din R cu proprietatea că x este mai mare sau egal cu minus 3 și mai mic sau egal cu 4 este egală cu... Aici, mare atenție că x-ul este număr real,
Deci noi va trebui să punem în această mulțime toate numerele de pe axa numerelor reale, mai mari sau egale cu minus 3 și mai mici sau egale cu 4. Adică rezultatul este intervalul închis, minus 3, 4. Exercițiul 4. La exercițiul 4 citim textul. Perimetrul unui romb este egal cu 48 de centimetri. Lungimea laturii acestui romb este egală cu... Știm că la romb toate laturile sunt congruente și atunci perimetrul rombului poate fi scris ca perimetru egal cu 4 ori latura. În problemă, în loc de perimetru scriem 48 de centimetri și obținem ecuația 4L egal cu 48. Împărțim ambii membri la 4 și obținem latura rombului egală cu 12 cm. Citim exercițiul 6. Rezultatele votului pentru alegerea reprezentantului Consiliului Elevilor unei școli sunt prezentate în diagrama de mai jos. Avem o diagramă. Conform informațiilor din diagramă, numărul elevilor din școală care au votat cu Matei este mai mare decât numărul elevilor care au votat cu Tudor de câte ori? Ne uităm la diagramă și constatăm că Matei a obținut 50% dintre voturile elevilor. Raluca a obținut 40% dintre voturile elevilor. Așadar, ca să aflăm cât la sută din voturi a obținut Tudor, va trebui să facem diferența între 100%, 50% și 40%. Și obținem că Tudor a obținut 10% din rezultatele elevilor. Întrebarea era de câte ori a obținut mai multe procente Matei decât Tudor. Și atunci constatăm, Matei are 50% din elevi, Tudor are 10% din preferințele elevilor, deci Matei are de 5 ori mai multe voturi decât Tudor. Rezultatul deci este 5. La subiectul 1 roman, trebuie să redactăm pe foaia de hârtie numai rezultatele. Și redactarea arată astfel. La subiectul 1 roman scriem numărul exercițiului, rezultatul. La subiectul 2, numărul exercițiului, rezultatul 21. La subiectul 3, rezultatul și așa mai departe. Deci la redactarea subiectului 1 scriem direct rezultatele obținute. Trecem la exercițiul 2. La exercițiul 2 trebuie să scriem pe foaia de hârtie toate calculele pe care le facem. Primul exercițiu. Desenați pe foaia de examen un paralelipiped dreptunghic A, B, C, D, E, F, G, H. Desenăm paralelipipedul dreptunghic după cum am învățat. Atenție la ordinea literelor. Pornim dintr-un vârf al bazei de jos, mergem pe contur și la fel, pornim din vârful analog al bazei de sus, mergem pe contur în același sens și terminăm notația paralelipipedului. Mai e o observație de făcut. La corpurile în spațiu, muchile care nu se văd, trebuie desenate punctat. În cazul acesta, muchia de A, muchia de C și muchia de H vor fi desenate punctat. Trecem la exercițiul al doilea. Ca de obicei, citim exercițiul cu mare atenție. Determinați numerele A, B, C cu A mai mic decât B, mai mic decât C, știind că AB cu bară plus BC cu bară plus CA cu bară egal 132 și că B este media aritmetică a numerelor A și C. Pentru a rezolva acest exercițiu, o să scriem primul membru al egalității date în enunț sub formă desfășurată.
Adică AB cu bară plus BC cu bară plus CA cu bară se poate scrie ca 10A plus B plus 10B plus C plus 10C plus A. Restrângem și obținem că este egal cu 11A plus 11B plus 11C. Mai departe, constatăm că îl putem da factor comun pe 11 și scriem că egal cu 11 pe lângă A plus B plus C. Acum, înlocuim în relația din exercițiu. 11 pe lângă A plus B plus C este egal cu 132. Împărțim ambii membri la 11 și obținem că A plus B plus C va fi egal cu 12. În exercițiu ni se mai spune că B este media aritmetică a numerelor A și C. Scriem acest lucru, B egal cu A plus C supra 2, de unde rezultă că 2B va fi egal cu A plus C. Acum, înlocuim în relația de aici, în loc de A plus C o să scriem 2B și obținem în total 3B egal cu 12. Împărțim ambii membrii la 3 și obținem că B este egal cu 4. A plus C atunci va fi egal cu 2B, adică 2 ori 4, adică 8. Revenim la exercițiu. Vedem că A trebuie să fie mai mic decât B și mai mic decât C. A fiind prima cifră a numărului ABC, cea mai mică valoare pe care poate să o ia este 1. În cazul în care A este 1, C va fi 7. Numărul obținut este 147. În cazul în care A este 2, de aici CU rezultă că este egal cu 6, deci numărul obținut este 246. Pentru A egal cu 3, obținem C egal cu 5, deci obținem numărul 345. În concluzie, ABC poate să fie unul dintre numerele 147, 246 sau 345. Problema 3. O problemă pe care o vom rezolva cu ajutorul ecuațiilor. Să citim problema. Mihai a primit de la părinți o sumă de bani. După ce a cheltuit 2/5 din această sumă și apoi 25% din rest, lui Mihai i-au mai rămas 54 de lei. Calculați suma de bani pe care a primit-o Mihai de la părinți. Cum am mai spus, este o problemă pe care o vom rezolva cu ajutorul ecuațiilor. Necunoscuta este suma de bani primită de Mihai. O vom nota cu X. Vedem care a fost prima cheltuială. Prima cheltuială a fost 2/5 din această sumă. Știm că din înseamnă înmulțire, deci prima cheltuială se poate scrie 2/5 ori X. A doua cheltuială a fost de 25% din rest. Asta înseamnă că a doua cheltuială se poate scrie ca 25 supra 100 din, iarăși din, l-am scris ca înmulțire, restul este ce a avut minus prima cheltuială. Deci X minus 2/5 din X. Încercăm să scriem mai simplu acest lucru. Simplificăm 25 cu 100. Sus ne rămâne 1, jos 4. Și aici amplificăm cu 5. În paranteză, și o să obținem că este egal cu 1/4 ori 5x minus 2x fac 3x supra 5. Facem înmulțirea între cele două fracții și obținem că egal cu 3x supra 20. Acum scriem ecuația. Ecuația care se scrie este următoarea. Prima cheltuială plus cea de-a doua cheltuială, plus ce i-a rămas, trebuie să ne dea suma inițială. Să scriem prima cheltuială plus a doua cheltuială plus suma rămasă este egal cu suma inițială. Aducem la același numitor, aici amplificăm cu 4, aici
cu 20 și aici cu 20. Și obținem 8x plus 3x plus 1080 egal cu 20x. Restrângem și după aia obținem 9x egal 1080, împărțim ambii membrii la 9 și obținem suma inițială egală cu 120 de lei. Trecem la exercițiul 4 de algebră. Citim exercițiul. Se consideră numerele reale x egal 3 radical din 20 minus 2 radical din 45 plus radical din 405 înmulțit cu 0,3 în perioadă și numărul y egal cu 2 radical din 6 supra radical din 2 plus 3 radical din 15 supra radical din 20 plus radical din 189 supra radical din 28, totul de împărțit la 3 supra radical din 3 minus modul de 2 radical din 5 minus 5. Cerințele. A. Arătați că numărul x este egal cu 3 radical din 5. B. Determinați numărul prim p știind că numărul natural n egal cu x plus y totul la puterea 2020 este divizibil cu p. Trecem să aducem x și y la formă mai simplă. În primul și în primul rând scoatem factor de subradical la x. Da? Radical din 20 se poate scrie ca 2 radical din 5. Radical din 45 se poate scrie ca 3 radical din 5. Radical din 405 se poate scrie ca 9 radical din 5. Și apoi transformăm fracția zecimală periodică în fracție ordinară pentru a putea face înmulțirea. 0,3 în perioadă, știm că este egal cu 3 supra 9, îl simplificăm prin 3 și ne dă că 0,3 în perioadă este egal cu 1 supra 3. Exercițiul se poate scrie așa, x egal cu 3 ori 2 radical din 5, am scris în loc de radical din 20, minus 2 ori 3 radical din 5, plus în loc de radical din 405 punem 9 radical din 5, înmulțit cu 3 supra 9, adică înmulțit cu 1 supra 3. Facem calculele. 3 ori 2 radical din 5 este egal cu 6 radical din 5 minus 2 ori 3 radical din 5 tot 6 radical din 5 care se vor reduce și ne rămâne în paranteză 9 radical din 5 ori 1 supra 3 care este egal cu 3 radical din 5. Am rezolvat așadar prima cerință, am arătat că x este egal cu 3 radical din 5. Să trecem la calculul lui y. La calculul lui y ne uităm un pic și vedem că avem un modul. Începem prin a explicita modulul acesta. Noi știm că modul de A este egal cu A dacă A este mai mare sau egal cu 0 și minus A dacă A este mai mic decât 0. Așadar, va trebui să vedem ce semn are expresia din modul. Adică va trebui să vedem cum este 2 radical din 5 minus 5, pozitiv sau negativ. Pentru asta o să-l scriem pe 2 radical din 5 minus 5 în modul, în felul următor. O să introducem pe 2 sub radical și atunci va deveni 2 radical din 20. Îl introducem pe 5 sub radical și o să avem radical din 5 la a doua, adică radical din 25. Constatăm că radical din 20 minus radical din 25 este mai mic decât 0 și atunci aplicăm definiția modulului. Înseamnă că acest modul va fi egal cu minus radical din 20 plus radical din 25. Adunarea este comutativă. Putem să-l scriem mai frumos, radical din 25 minus radical din 20.
adică este egal cu 5 minus 2 radical din 5. Mai departe, după ce am explicitat modulul, o să scoatem factorii de subradical la y. Hai să vedem ce factori avem de scos de subradical. Avem radical din 20 aici, pe care dacă îl descompunem, obținem că radical din 20 poate fi scris ca 2 radical din 5. Mai avem radical din 189, dacă după ce îl descompunem scoatem factorii de subradical, obținem 3 radical din 21. Și mai avem de scos factor de sub radical din 28. Radical din 28 înseamnă radical din 4 ori 7, deci egal cu 2 radical din 7. Scriem Y-ul cu factorii scoși de sub radical. Și o să obținem. Y este egal cu 2 radical din 6 supraradical din 2 plus 3 radical din 15 supra 2 radical din 5 plus 3 radical din 21 supra 2 radical din 7. Totul de înmulțit cu inversul acestei fracții, adică de înmulțit cu radical din 3 supra 3 minus, și acum punem modulul explicitat în paranteză, 5 minus 2 radical din 5. Facem calculele în paranteză și o să obținem, după ce simplificăm, prin radical din 2 aici ne rămâne radical din 3 și aici ne rămâne 1, simplificăm radical din 15 cu radical din 5, sus ne rămâne radical din 3 și aici ne rămâne 1. Mai putem simplifica radical din 21 cu radical din 7, sus ne rămâne radical din 3 și aici ne rămâne 1 și obținem 2 radical din 3 plus 3 radical din 3 supra 2 plus 3 radical din 3 supra 2 din nou de înmulțit cu radical din 3 supra 3 minus 5, desfacem paranteza, ținând cont de faptul că minus în fața parantezei dispare și schimbă toate semnele din paranteză. Deci putem să spunem aici minus 5 plus 2 radical din 5. Folosim asociativitatea adunării și asociem ultimele două numere din paranteză, pentru că ele deja au același numitor și ne e foarte simplu să le adunăm. Deci o să avem 3 radical din 3 supra 2 plus 3 radical din 3 supra 2. Fac 6 radical din 3 supra 2. Prin simplificare obținem că ele două dau 3 radical din 3. Exercițiul devine așadar. 2 radical din 3 plus 3 radical din 3 înmulțit cu radical din 3 supra 3 minus 5 plus 2 radical din 5. Continuăm calculul. În paranteză obținem 5 radical din 3 de înmulțit cu radical din 3 supra 3 minus 5 plus 2 radical din 5. Facem în continuare calcule. Radical din 3 ori radical din 3 fac 3 și obținem 5 ori 3 supra 3 minus 5 plus 2 radical din 5. Simplificăm 3 cu 3, sus obținem 1, jos 1 și am obținut 5 minus 5 plus 2 radical din 5, care evident este egal cu 2 radical din 5. Așadar, Y ne-a dat că este egal cu 2 radical din 5. Vom continua calculând numărul N. N este egal cu X plus Y, totul la 2020. Adică este egal cu 2 radical din 5 plus 3 radical din 5, totul la 2020. Deci ne-a dat că x plus y totul la 2020 este egal cu 5 radical din 5, totul la puterea 2020. Ridicăm produsul la putere prin ridicarea fiecărui factor la putere. Deci o să fie egal cu 5
puterea 2020 ori radical din 5 la puterea 2020, care este egal cu 5 la puterea 2020 ori 5 la puterea 1010, folosind proprietățile puterilor, și obținem că egal cu 5 la suma exponenților, adică 5 la puterea 3030. Ni se cerea un număr prim care să îl dividă pe 5 la puterea 3030. 5 la puterea 3030 este descompunerea în factori prime a numărului, de singurul număr prim cu care este el divizibil este numărul 5. Și am calculat că P este egal cu 5. Exercițiul 5. Mare atenție la exercițiul 5, la calcule cu expresii. Se consideră expresia E de X egal cu 2 pe lângă X plus 3 totul la puterea a doua minus 3 pe lângă X minus 1 pe lângă X plus 3 plus X minus 2 totul la pătrat minus 31, unde X este un număr real. Să calculăm valoarea absolută a acestui număr. Valoarea absolută știm că înseamnă modul. Pentru numărul A egal cu E de 1 minus E de 2 plus E de 3 minus E de 4 plus și așa mai departe până la plus E de 2019 minus E de 2020. Pentru a calcula valoarea absolută a numărului A, vom aduce într-o primă etapă E de X la o formă mai simplă. Și o să obținem. Ia să vedem. Facem întâi binom la pătrat. Calculăm cât face X plus 3 totul la pătrat și îl înlocuim. O să obținem E de X este egal cu 2 pe lângă X pătrat plus 6X plus 9 minus 3 pe lângă. Acum facem înmulțirea între factorii x minus 1 și x plus 3. Deci obținem minus 3 pe lângă x pătrat plus 3x minus x minus 3 plus, acum îl ridicăm pe x minus 2 totul la pătrat și obținem x pătrat minus 4x plus 4 și minus 31. Desfacem parantezele. Pentru desfacerea parantezelor înmulțim 2 cu fiecare termen din paranteză, după aia minus 3 cu fiecare termen din paranteză. Și o să obținem că e de x este egal cu 2x pătrat plus 12x plus 18 minus 3x pătrat minus 9x plus 3x plus 9 plus x pătrat minus 4x plus 4 minus 31. Restrângem și o să obținem e de x este egal, după ce restrângem toți termenii care se puteau restrânge, o să obținem că e de x este egal cu 2x. Am calculat forma cea mai simplă a lui e de x. Acum va trebui să vedem cât este a. Așadar, a este egal cu e de 1 minus e de 2 plus e de 3 minus e de 4 plus până la e de 2019 minus e de 2020, așa cum ni se dădea în exercițiu. Înlocuim. În loc de e de 1, o să scriem, ia uitați, e de 1 egal 2 ori 1. E de 2 este egal cu 2 ori 2. E de 3 este egal 2 ori 3 și așa mai departe. Și obținem în această înlocuire A egal cu 2 ori 1 minus 2 ori 2 plus 2 ori 3 minus 2 ori 4 plus și așa mai departe până la 2 ori 2019 minus 2 ori 2020. Dăm factor comun pe 2 și obținem că A este egal cu 2 pe lângă 1 minus 2 plus 3 minus 4 și așa mai departe
până la plus 2019 minus 2020. Folosim asociativitatea adunării, asociem termenii adunării câte doi și constatăm că dacă îi asociem, rezultatul este mereu minus 1. Avem minus 1 de, le-am grupat câte doi, aici aveam 2020 de numere, deci o să obținem 1010 grupe. Și atunci putem să scriem că A este egal cu 2 ori minus 1, minus 1, minus 1 de 2010 ori. Asta înseamnă că putem să scriem că A este egal cu 2 ori minus 1 ori 1010. Deci 2 ori minus 1010, care înseamnă minus 2020. Valoarea absolută a numărului A va fi modul de A, care este egal cu 2020. Și am terminat subiectul al doilea. Începem subiectul al treilea de geometrie. Prima problemă de geometrie plană o citim iarăși cu mare atenție. În figura 2, avem figura pe foaia de examen, este reprezentat un paralelogram A, B, C, D, care are AD de 6 cm și AB de 16 cm. Deci, latura mică de 6 și latura mai mare de 16. Punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB și respectiv CD. Mai știm că punctele E și F sunt situate pe segmentele BM, respectiv DN, astfel încât EF să fie perpendiculară pe MN. Și mai știm că ME este congruentă cu NF și sunt egale cu câte 6 cm. Cerința A. Arătați că perimetrul paralelogramului ABCD este egal cu 44 de cm. Cerința B. Demonstrați că dreapta MN este mediatoarea segmentului EF. Cerința C. Calculați area paralelogramului ABCD. Ne-am uitat la figura, am văzut figura, ne-am familiarizat cu ea și începem rezolvarea. Prima cerință, precerința A, era să aflăm perimetrul paralelogramului. Perimetrul unui poligon este egal cu suma lungimilor laturilor poligonului. La ABCD, fiindcă el este paralelogram, avem AB congruent cu CD, ca laturi opuse, și BC congruent cu AD și egale cu câte 6 cm, ca laturi opuse. Atunci, perimetrul lui ABCD va fi, cum spuneam, suma lungimilor laturilor, adică va fi egal cu AB plus BC plus CD plus DA. Le înlocuim cu valorile pe care le avem cu un rând mai sus. Deci va fi egal cu 16 plus 6 plus 16 plus 6, care înseamnă că perimetrul ne dă 44 de centimetri. Și am aflat primul punct. Trecem la punctul B. La punctul B ni se cere să demonstrăm că MN este mediatoarea segmentului FE. Ne reamintim ce înseamnă mediatoare a unui segment. Mediatoarea unui segment este o dreaptă perpendiculară pe segment și care conține mijlocul segmentului. Noi deja știm din ipoteză că MN este perpendiculară pe FE. Deci mai trebuie să arătăm numai că FO și OE sunt congruente, ca să dovedim că O este mijlocul lui FE. Pentru a demonstra că FO și OE sunt congruente, am ales să folosesc metoda binecunoscută a triunghiurilor congruente. Metoda aceasta constă în a încadra cele două segmente despre care vreau să demonstrez că sunt congruente în două triunghiuri despre care pot să demonstrez că sunt congruente. O să încadrăm segmentele FO și OE în triunghiurile FON și EOM. Ele sunt triunghiuri dreptunghice
din ipoteză și avem așa, știm, din ipoteză că Fn este congruent cu Me, mai știm că unghiul FNO este congruent cu unghiul EMO ca fiind alterne interne. De aici rezultă că triunghiul de sus este congruent cu triunghiul de jos. De aici rezultă că FO este congruent cu OE. Am demonstrat, deci, că MN este mediatoarea segmentului FE, pentru că ea este perpendiculară pe FE și conține mijlocul segmentului FE. Trecem la rezolvarea punctului C. La punctul C ni se cere area paralelogramului ABCD. Știm că area unui paralelogram este egală cu baza ori înălțimea. Reamintesc, înălțimea unui paralelogram este segmentul determinat de un punct al unei laturi și de proiecția lui pe latura opusă. Din problemă, noi cunoaștem baza AB. Să ne considerăm că luăm baza AB. Va trebui să ducem o înălțime în acest paralelogram. Am ales să duc înălțimea din M. Deci am dus perpendiculară din M pe latura opusă, pe care va trebui să o calculez. Ne uităm așa puțin în figură și constatăm că înălțimea asta a paralelogramului dusă de noi este înălțime și pentru triunghiul MFN. Să vedem un pic despre triunghiul MFN ce putem să spunem. Noi știm din ipoteză că FO este congruent cu OE și că ON este congruent cu OM. Așadar, FNEM este un paralelogram. Tot din ipoteză mai știm că MN e perpendicular pe EF. Deci FNEM este un paralelogram cu diagonale perpendiculare. Asta înseamnă că el este romb. Dacă el este romb, toate laturile lui vor fi congruente. Deci vom avea că FM este congruent cu FN și au câte 6 cm. Mai departe, punctele M și N sunt mijloacele laturilor AB și DC. Asta înseamnă că DN va fi congruent cu AM ca jumătăți de laturi congruente. Asta înseamnă că AM congruent cu DN și AM paralel cu DN din ipoteză înseamnă că DNMA este paralelogram. Dacă este paralelogram, rezultă că DA va fi congruent cu MN. Și sunt egale din ipoteză, știm că AD are 6 cm. Ne-a rezultat că triunghiul FNM are toate laturile de lungime 6. Și atunci înseamnă că el este un triunghi echilateral. Dacă este triunghi echilateral, noi știm o formulă pentru calculul înălțimii triunghiului echilateral. Și anume, înălțimea triunghiului echilateral este H egal cu L radical din 3 supra 2. Înlocuim latura, unde L este latura triunghiului, și obținem 6 radical din 3 supra 2, deci înălțimea va fi 3 radical din 3. Așadar, am obținut că înălțimea triunghiului, care este totodată și înălțimea paralelogramului, va fi egală cu 3 radical din 3. Calculăm area. Area va fi egală cu baza ori înălțimea, adică, dacă facem calculele, egal cu 48 radical din 3. Trecem mai departe la problema de geometrie în spațiu. Citim problema. În figura 3 este reprezentată o piramidă triunghiulară VABC cu baza triunghi echilateral ABC. Se dau AB egal 12 cm și mai știm că înălțimea VO este formată din V, vârful piramidei, și O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Punctul M este mijlocul segmentului BC și VM este 6 cm. Cerințe. Arătați că AM egal cu 6 radical din 3. Cerința B.
arătați că AV este perpendiculară pe planul VBC. Cerința C, calculăm tangenta unghiului dintre dreapta AM și planul VBC și trebuie să ne dea că ea este egală cu radical din 2. Punctul A, în care ni se cere să calculăm AM. Știm că M este mijlocul lui BC, iar ABC este un triunghi echilateral, deci AM este și mediană, și înălțime, și bisectoare, și mediatoare, așadar o putem calcula după formula înălțimea unui triunghi echilateral este egală cu L radical din 3 supra 2. Înlocuim L-ul cu 12 și obținem că AM este egal cu 6 radical din 3. La cerința B ni se cere să demonstrăm că AV este perpendiculară pe planul VBC. Pentru a demonstra că o dreaptă este perpendiculară pe un plan, trebuie să demonstrăm că ea este perpendiculară pe două drepte concurente din acel plan. O să alegem să demonstrăm că AV este perpendiculară pe VM și pe BC. O este centrul cercului circumscris triunghiului ABC. Asta înseamnă că OA, OB și OC sunt raze, deci sunt egale între ele. Înseamnă, fiind VO înălțimea piramidei și ea fiind perpendiculară pe planul bazei din definiție, înseamnă că avem aici VOA, VOB și VOC, trei triunghiuri dreptunghice și congruente conform cazului de congruență catetă-catetă. Pentru că VO este latură comună și, cum am spus mai devreme, OA, OB și OC sunt congruente. Dacă aceste trei triunghiuri sunt congruente, ne rezultă că VA e congruent cu VB și cu VC. Rezultă că triunghiul VBC este un triunghi isoscel. Acum, noi știm că M este mijlocul lui BC. Înseamnă că VM este mediană în triunghiul isoscel VBC, dar este și înălțime în triunghiul isoscel VBC. Și atunci o putem calcula folosind Pitagora. VB va fi egală cu radical din VM pătrat plus BM pătrat. Pitagora, aici este unghiul drept. După calcule, obținem că este egal cu 6 radical din 2. Acum, în triunghiul VAM știm că AV e 6 radical din 2, cunoaștem toate laturile lui. AV 6 radical din 2, AM 6 radical din 3 și VM egal cu 6. Atunci, AV pătrat va fi 6 radical din 2 totul la pătrat, adică 72. AM va fi 6 radical din 3 totul la pătrat, adică va fi egal cu 108 și VM la pătrat va fi 36. Constatăm că 108 este egal cu 72 plus 36, ceea ce înseamnă că AV pătrat plus VM pătrat egal cu AM pătrat. Vom folosi reciproca teoremei lui Pitagora și ne rezultă că triunghiul VAM este dreptunghic în V, de unde rezultă că AV este perpendiculară pe VM. Mai trebuie să demonstrăm că AV este perpendiculară pe BC. Știm că VO este perpendiculară pe planul ABC și cum BC este inclusă în planul ABC, rezultă că VO este perpendiculară pe BC. Acum, mai știm că AM este perpendiculară pe BC și atunci BC va fi perpendiculară pe planul format de AM și VO. Planul format de AM și VO este chiar planul VAM. Deci ne rezultă că BC e perpendiculară pe planul VAM. Acum, avem că AB este inclusă în planul VAM, atunci rezultă că BC e perpendiculară și pe AV. Din 1 și 2, din relația pe care am scris-o mai înainte, adică din faptul că AV era perpendiculară pe VM și acum din faptul că AV e perpendiculară pe BC, rezultă că AV e perpendiculară pe planul format de ele, adică pe VBC. Trecem la ultimul punct, să calculăm tangenta unghiului format de AM și planul VBC. Știm că unghiul format de o dreaptă cu un plan este unghiul format de dreaptă cu proiecția
ei pe plan. Să vedem cine este proiecția lui AM pe planul VBC. Știm că AV este perpendiculară pe planul VBC, deci proiecția lui AM pe planul VBC va fi chiar VM. Asta înseamnă că unghiul format de AM cu planul VBC este unghiul format de AM cu VM, adică va fi exact unghiul acesta, unghiul AMV. Atunci trebuie să calculăm tangenta lui AMV. După cum știm, tangenta este prin definiție cateta opusă supra cateta alăturată. Deci tangenta lui AMV va fi egală cu AV supra VM. Înlocuim și obținem că este egală cu 6 radical din 2 supra 6, adică tangenta lui AMV va fi chiar radical din 2, cum se cerea. Acestea au fost exercițiile din testul 14 de pregătire pentru evaluare națională. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare. La revedere! Mulți dintre cei care eșuează o fac pentru că nu-și dau seama cât de aproape au fost de succes înainte de a renunța, spunea Thomas Edison. Chiar dacă uneori apar obstacole în pregătirea voastră pentru examen, important e să nu renunțați. Doar așa veți obține succesul. Ne revedem mâine dimineață. De la ora 15, Teleșcoala continuă cu un antrenament pentru BAC, la economie. Rămâneți cu noi pe TVR2.